Ne aflăm la capătul unei pandemii din cauza căreia statele Uniunii Europene se află într-o mare discordie. Discordia aceasta fiind întreținută mai cu seamă de suspiciunea legată de virulența acestei epidemii. Nimeni nu contestă epidemia, nimeni nu contestă contagiozitatea virusului, dar tot mai multe voci, mai cu seamă voci din partea experților, spun că virulența acestui virus este infimă, este cu mult mai mică decât gripele sezoniere de care avem parte în fiecare an. Ei, din cauza acestei suspiciuni provocate de această virulență scăzută, statele Uniunii Europene se află în clipa de față în pragul unei mari dezbinări. Dezbinarea nu este doar între state, dar mai cu seamă este înăuntru fiecărui stat și asta se întâmplă în lumea noastră românească, unde tensiunea, frământarea și neîncrederea față de clasa politică crește tot mai mult. În aceste luni de pandemie, Bruxelles pur și simplu a tăcut. Tot ceea ce însemna această birocrație la nivelul Uniunii Europene a dispărut și fiecare stat și-a amintit că stă pe o țară, pe o națiune și trebuie să-și apere acea națiune. Fiecare stat și-a regăsit vocația națională și fiecare guvern s-a întors la virtuțile naționale, lăsând deoparte suveranitatea cedată până acum a Bruxellesului. Pentru că ne aflăm într-o asemenea stare de încordare, tensiune și suspiciune, mă întreb ce se poate face și ca să răspund la această întrebare am să iau un gânditor occidental, a cărui gândire o voi da drept model pentru ceea ce se poate face cu această Uniune Europeană aflată într-o mare cumpănă în clipa de față. Gânditorul britanic la care mă gândesc este Roger Scruton. Scruton s-a născut în 1947 și, din păcate, a murit la începutul acestui an, în ianuarie 2020. A fost o emblemă a gândirii conservatoare, deci un paladin, un cavaler al gândirii de dreapta. În clipa de față, în Europa, sunt trei mari curente din încrucișarea cărora iese tensiunea ideologică în care trăim. Curentul dominant, cel mai agresiv, este curentul neomarxist, cunoscut sub numele de corectitudinea politică. Este un curent foarte agresiv, egalitarist, ateist, vrând să distrugă tot ceea ce înseamnă specific și rădăcină națională pentru a pune în loc omul universal lipsit de atribute, fără rădăcini și debusolat. Al doilea curent este curentul liberal. El se află undeva între curentul neomarxist de stânga și curentul conservator de dreapta. Liberalii, deși se declară ca fiind de dreapta, cam prin tot ceea ce fac dovedesc ca o gândire de stânga, dar una mai atenuată și mai ameliorată. Dacă acestea sunt cele trei curente în matca cărora ne mișcăm în această Europa, eu am să vorbesc despre gândirea conservatoare, așa cum o ilustrează cărțile opera lui Roger Scruton. Roger Scruton spune, a fi conservator înseamnă să ai trei principii. Primul principiu este paradoxal să ajungi să aperi niște idei care până acum câteva decenii erau subînțelese și acceptate de toți, pentru că astăzi să fie puse sub semnul întrebării. Care sunt acele idei? Sunt ideile ce țin de tradiția creștină și europeană, acele idei legate de entitățile organice. Prin entități organice înțeleg familie, etnie, limbă, biserică, popor, nație. Aceste entități organice ni le putem închipui ca pe niște cercuri concentrice, în centrul cărora ne aflăm fiecare dintre noi. Ne definim, identitatea noastră este dată de aceste cercuri în care suntem prinși și de care nu putem ieși decât cu prețul pierderii identității. Ori, coordinarea politică vine și spune toate aceste cercuri concentrice sunt niște fantasmagorii, sunt niște constructe culturale. Nu există familie, nu există neam, nu există limbă, nu există biserică. Totul este o plăsmuire, o plăsmuire a hegemoniei rasii creștine albe și ca să întronăm egalitatea universală trebuie să renunțăm la aceste cercuri concentrice. Ori Scruton spune, până acum câteva decenii, nimeni nu își îngăduia să conteste aceste
entități organice fără de care n-am existat. Nimeni nu se poate defini decât prin familia lui, prin limba lui, prin etnia lui, prin orașul lui, prin județul, țara și așa mai departe. Fără ele n-am fi nimic. Acesta e primul principiu al gândirii conservatoare. Al doilea principiu, spune Scruton, este că conservatorul se străduiește să afirme și să nu nege. El nu caută să înlăture, să desfințeze, caută să păstreze cât mai mult din ceea ce a dobândit până acum cultura europeană. Așadar, afirmația în locul negației. Și al treilea principiu este convingerea de negociat, de nenegociat, că nu există identitate a individului decât prin acele entități organice pe care coordinarea politică caută să le desfințeze. Ei, dacă acestea sunt cele trei principii, atunci putem vorbi de câteva idei de bază care dau contur specific gândirii conservatoare. Și anume, o primă idee este, în centrul oricărei culturi trebuie să stea cultul pentru un zeu. Ori în cazul Europei și a fiecărei țări din Europa, zeul despre care este vorba este Hristos. Occidentul s-a clădit pe credința creștină. O cultură în mijlocul căreia nu se află un cult religios pentru un zeu este o cultură laică, debusolată, fără vocație transcendentă și o cultură slabă, care mai devreme sau mai târziu va fi înlocuită de o altă cultură mult mai puternică, în centrul căreia se află credința într-un zeu. Exact ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, cu această expansiune formidabilă a islamului, islamul fiind o cultură în centrul căreia se află un zeu, în privința căruia niciun musulman nu stă să negocieze, ba mai mult, se simte imediat lezat și iritat dacă îndrăznești să spui ceva rău și să-l anatemizezi pe Allah. A doua idee de bază a gândirii conservatoare este că omul are o natură pe care nu o putem modifica prin inginerii medicale, sociale sau genetice. Noi suntem o creație, nu suntem rodul evoluției darwiniste, suntem o creatură, ori creatura aceasta are o natură definitivă, dată, pe care dacă o schimbi, îl mutilezi pe om până acolo încât ajungi să nu mai recunoști și îl preschimbi într-un mutant, într-un monstru. E cam ceea ce încearcă să facă astăzi aceste mișcări LGBT, care ajung să spună că sexul e un construct cultural, nu te naști cu el, natura poate fi schimbată și sexul poate fi schimbat. Nu există o aberație mai mare anti-umană decât această idee că oamenii își pot schimba sexul. Așa ceva nu se poate. Natura umană nu poate fi modificată. A treia idee a gândirii conservatoare este că o morală, ca să fie eficientă, trebuie să aibă un centru transcendent, adică trebuie să atârne de ceva de dincolo. Când o cultură nu mai postulează un plan transcendent aflat dincolo de noi, acea cultură devine imanentă, secularizată și la fel foarte precară și secularizată. Poate dispărea la prima pală de vânt, la prima agresiune venită din partea unei culturi mult mai puternice. Așadar, ordinea morală ori este transcendentă, ori nu. Omul singur nu poate clădi o morală până într-atât de bună încât să întrețină ordinea acestei lumi. A patra idee este că înaintașii ne-au dat o cultură de care noi nu avem voie să ne batem joc. Există o înțelepciune a predecesorilor, o înțelepciune strămoșească care alcătuiește de fapt sedimentul de tradiție și de cunoaștere pe care noi stăm. Dacă dăm la o parte acest fundament de cunoaștere, pur și simplu vom pluti în aer. Nu vom mai avea reazăm, nu vom mai avea sprijin. A cincea idee este că cultura occidentală, prin excelență, este creația rasei albe creștine. Ideea aceasta trebuie spusă răspicat, cu atât mai mult cu cât astăzi există această revoltă de tip stângist împotriva tot ceea ce înseamnă hegemonia rasei albe creștine. Ori Occidentul, cultura occidentală a fost făcută de rasa albă. Astăzi Occidentul este la un pas de prăbușire tocmai pentru că rasa albă este pusă la colț. Se încearcă așpunerea ei într-un plan de umbră și minimalizarea rolului formidabil pe care l-a avut în istoria Europei și a Occidentului, Americii.
Următoarea idee. Niciodată paradisul nu va exista pe pământ. Toate gândirile de tip stângist, cu de sușă utopică, care și închipuie că pe pământ odată se va ajunge la o concordie universală în care toți oamenii se vor iubi, se vor îmbrățișa și vor trăi în pace, toate aceste teorii sunt simple fantasmagorii. Niciodată paradisul nu va putea fi făcut pe pământ pentru că condiția omului este o condiție precară. Putem să ne îmbunătățim starea, dar niciodată nu vom putea desăvârși. Pericolul unei gândiri stângiste, cum este cea a corectiunii politice, este că îți promite atingerea aici pe pământ a unei stări paradisiace. Cine face asta este un criminal împotriva umanității pentru că vinde gocoș în numele unor idei perfecte, a unor idei filantropice. Cine ar putea să reziste la gândul că trebuie să trăim într-un paradis terestru în care toți suntem egali, nu mai există diferențe și inechități? Sună nemaipomenit de bine. Niciodată așa ceva nu se va întâmpla pe pământ, pentru că condiția omului de creatură divină este să stea într-o stare precară, niciodată împlinită pe de-a întregul. Următoarea idee. Cea mai mare plagă a lumii de astăzi este promisiunea egalitaristă. Făgăduința că într-o zi tot ceea ce înseamnă diferență și inechitate va dispărea și că oamenii vor trăi egali. Nu. Cine spune că oamenii sunt egali, că rasele sunt egale, că popoarele sunt egale, că între culturi nu se pot stabili ierarhii valorice, acel om este un mincinos, este un demagog. Nuanța pe care aș vrea să o împărtășesc este că atunci când auziți pe cineva vorbind de egalitate, gândiți-vă câtă doză de resentiment fierbe înăuntru lui. Pentru că trăsătura definitorie a gândirii de stânga este gândirea resentimentară, ranchiunoasă, pe când trăsătura definitorie a gândirii de dreapta este entuziasmul, este exaltarea în numele unei idei. În fine, o ultimă idee definitorie pentru gândirea conservatoare este că a crede în progres ca scop în sine, a-ți dori schimbarea de dragul schimbării, este un act criminal, un act împotriva a ceea ce am reușit să căpătăm în timp, în cursul acestei tradiții europene. Progresul ca în scop în sine este la fel o iluzie, este o fantomă. Nu există așa ceva. Nu există progres în religie, nu există progres în arte, nu există progres în filozofie, nu există progres în muzică. Dimpotrivă, trăim o involuție, un regres. Iar ceea ce se întâmplă astăzi cu această colonizare premeditată a Europei cu populații alogene este un regres evident dacă îl judecăm după criteriile valorice de adevăr, bine și frumos pe care europenii le-au clădit în timp de-a lungul secolelor. Dacă avem în minte principiile pe care le-am spus și ideile pe care le-am rostit, atunci ne dăm seama că conservatorul se află mereu în defensivă, el nu dă tonul în această epocă, el doar se apără și încearcă să se apere împotriva celor trei trucuri pe care le folosesc neomarxiștii în clipa de față pentru a desființa tot ceea ce înseamnă rădăcină individuală sau națională. Când spun neomarxiști, mă gândesc de pildă la fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a avut cutezanța nesimțită de a putea să se ducă la Trier și să inaugureze acolo statuia lui Marx. Când faci asta în calitate de prim-ministru, în fond, al Uniunii Europene, pentru că asta înseamnă să fii președintele Comisiei Europene, când faci asta nu mai poți să trăiești cu iluzia că ceilalți nu-și dau seama cine ești, ce stofă porți și cui slujești. Din cauza lui Marx au murit sute de milioane de oameni, doctrina lui este o doctrină criminală, ori dacă tu astăzi, acum un an și ceva, în Uniunea Europeană, vii și inaugurezi statuia unui criminal, atunci ești un neomarxist și n-ai, și mulți din Europa nu au cum să privească cu încredere un asemenea ipochimen cum a fost Jean-Claude Juncker. Așadar, neomarxiștii sunt această tagmă pe care o ilustrează tocmai birocrații de la Bruxelles. Este socialismul
cu intenții filantropice. Socialismul secularizat, socialismul ateist. Spuneam că a fi conservator înseamnă a te afla în defensivă, încercând să lupți împotriva celor trei trucuri pe care le folosesc neomarxiștii. Primul truc este această lozincă pe care o auzim foarte des: emanciparea. Trebuie să ne emancipăm de constrângeri. Care sunt acele constrângeri? Constrângerile sunt restricțiile impuse de către dominația rasei albe. Fără o emancipare, fără lăsarea la o parte a celor entități organice care se impun și ne strâng într-un mod tiranic, nu vom putea fi niciodată liberi. Așadar, lozinca libertății ca scop în sine. Întotdeauna trebuie să te întrebi: bun, dar liber în raport cu cine? Pot să fiu liber în raport cu limba mea, cu etnia mea, cu familia mea? În felul ăsta ajung să nu mai am nicio rădăcină și atunci emanciparea, în loc să fie o virtute, se preschimbă într-un mare defect. Trucul acesta este folosit tot timpul de neomarxiști: emanciparea, sporirea drepturilor omului. Bun, dar către ce? Al doilea truc pe care îl folosesc neomarxiștii este așa numita deconstrucție a tiparelor valorice. Ei spun: orice canon, orice ierarhie valorică este în ea însăși discriminatorie, pentru că presupune o scară pe verticală. Dacă am o scară pe verticală, înseamnă că am sus, jos, superior, inferior. Și dacă accept o asemenea scară, atunci accept un tipar valoric care este inechitabil și discriminator. Și atunci eu trebuie să deconstruiesc analitic aceste tipare, dovedind că toate sunt niște plăsmuire, sunt niște constructe. În realitate, aceste tipare valorice sunt sedimentul așezat secole de-a rând și verificate de către fiecare țară și fiecare popor din Europa. Și, în fine, al treilea truc folosit de către neomarxiști, pe lângă invocarea libertății și a constructului cultural, este egalitatea. Lozinca nivelării cu orice preț, lozinca egalitarismului. De ce? Pentru a combate discriminarea. Ori dacă combați discriminarea în mod excesiv, nu faci decât să înlături meritocrația cu ceva care nu mai are nicio legătură cu competiția și cu concurența umană. Acolo unde nu mai există ierarhie valorică, acolo spiritul de concurență dispare. Dacă toți suntem egali, dacă nimeni nu mai are voie să piardă, atunci pofta de a lupta, de a intra în competiție, dispare. Omul este făcut să trăiască, să-și capete farmecul vieții din această tensiune pe care o dă concurența și competiția cu alții. Ori logica pe care o impună neomarxiștii și pe care caută să o respingă conservatorii este logica jocului cu deznodământ nul, logica partidei cu rezultat zero. Adică intri într-o partidă, dar în acea partidă nimeni nu trebuie să piardă și nimeni nu trebuie să câștige. Dacă cineva pierde, atunci automat cineva câștigă. Gândirea asta este cumplită de vicioasă, pentru că introduce implicit discordia. Potrivit acestei gândiri, dacă eu în viață mă ratez, nu mă ratez din cauza neputințelor mele, ci mă ratez pentru că succesul altuia m-a împiedicat să mă împlinesc. Ori gândirea aceasta este cumplită de vicioasă, pentru că ajung să-l privesc cu invidie și cu dușmănie pe cel care reușește, căutând pur și simplu să-i pun piedică. Asta fac astăzi neomarxiștii. Caută să pună piedici celor care sunt superiori, celor care fac ceva, celor care întrețin, de fapt, ierarhiile valorice din Europa. Spuneam, combaterea discriminării blochează pur și simplu selecția valorică, iar acolo unde nu mai este selecție, acolo societatea se duce în jos. Aș încheia amintind o ultimă idee obsesivă pe care o avea Roger Scruton. Roger Scruton spunea: Uniunea Europeană nu poate fi viabilă decât dacă va fi o asociere de state naționale creștine. Proiectul preschimbării Uniunii Europene într-un stat suprafederal, cu o singură capitală, un singur guvern și un singur parlament, este o utopie. Niciodată Uniunea Europeană nu va putea pluti într-o asemenea năzuință de tip hegemonic, pentru că, până la urmă, se va ajunge la un suprastat federal de tip imperial. Și el spunea: Uniunea Europeană
trebuie să fie o asociere, un club de state naționale. Pentru el, statul național era o unitate cu neputință de negociat. Numai lăuntru unui stat se pot păstra, se poate păstra tradiția, trecutul, demnitatea și, în același timp, bunele relații de vecinătate cu alte state. Spunând acest lucru, Roger Scruton era un potrivnic, un adversar acerb al ideii de internaționalism. Internaționalismul fiind culmea, trăsătura definitorie în clipa de față a Uniunii Europene. Și spunea, în fond, ce înseamnă internaționalismul? Internaționalismul înseamnă, se petrece atunci când un guvern este condus din afara țării acelui guvern. Ori în cazul Uniunii Europene, deseori guvernele sunt conduse prin măsuri abuzive, birocratice de la Bruxelles. Dacă situația asta nu va dispărea, atunci falile din lăuntru Uniunii Europene vor crește. Aceste fale au fost accentuate de pandemia de care am vorbit la începutul acestei intervenții. Pandemia a silit fiecare guvern să retragă între granițele naționale, să facă tot ce poate el mai bine pentru a ține pe linie de plutire o societate care oricum intrase în colaps. Și noi, alături de toate celelalte țări europene, am fost în colaps timp de 2 luni. Gândiți-vă că avem sute de mii de șomeri. Cum le vor crește moralul acestor șomeri actualii politicieni, vom vedea. Dar deocamdată gândire conservatoare în România, o gândire radicală și autentică, nu avem. În schimb, avem liberali și mai cu seamă avem neomarxiștii în forma partidului USR-ului. Nu avem deocamdată o gândire conservatoare de dreapta. Fără ea, nici România și nici Uniunea Europeană înțeleasă ca o asociație de state europene, naționale și creștine nu va fi viabilă. Să sperăm că ea va apărea într-o zi, această gândire conservatoare.